Hristos a înviat. Acesta este salutul pe care milioane de credincioși îl folosesc în octava pascală pentru a anunța și pentru a reflecta asupra celei mai importante minuni săvârșite de Dumnezeu în istoria umanității. Anume, învierea Fiului a treia zi după Scripturi, așa cum s-a profețit, așa cum știm chiar și din crezul de la Nicea. Facem această reflecție în fața dumneavoastră, păstrându-ne foarte aproape de textul Sfintelor Scripturi și ne propunem deci să redescoperim coerența relatărilor evanghelice despre acest eveniment și să ne încadrăm și într-o reflecție asupra consecințelor acestei învieri de-a lungul ultimilor 2000 de ani. Ne vom raporta deci la artă, la literatură, dar și la viața cetății. Paștele, spunea profesorul Adrian Papahagi, resetează timpul. Creația este refondată, iar istoria începe sau reîncepe de la zero. Duminica, sigur că apare atunci când se crăpa de ziua, deci după ce s-a consumat sâmbăta odihnei, apare lumina Paștilor, care îl simbolizează pe Hristos însuși, lumina care n-a putut să fie biruită nici de noaptea păcatului, nici de negura iadului. Sigur, o să spuneți, e un limbaj metaforic, ce înseamnă iadul astăzi? E bine, pentru mine, infernul este neputința de a-ți ține promisiunile, consumat de violență, de dorința de răzbunare sau de tumultul pasiunilor carnale, sufletul, care este incapabil să vadă fereastra plină de lumină și promisiunea unei transcendențe, acel suflet este copleșit de tristețe și de neputință. Plictisul omului modern, pe care nicio noutate tehnologică nu îl satisface, indică dispariția acestui orizont spiritual pe care cei de odinioară îl mențineau prin credință, nădejde și dragoste. Dar fără speranță, știm foarte bine, lumea este golită de sens. E chiar și definiția infernului dantesc, lipsit de nădejdea oricărui viitor. Prin urmare, raiul, în antiteză, nu poate fi decât tărâmul iubirii, acolo unde oamenii trăiesc într-o comuniune liberă, nestânjeniți unul de celălalt, bucuroși chiar să se ajute, dăruindu-se și depășindu-se într-o dialectică elegantă a chemării și a răspunsului prompt. În împărăția lui Dumnezeu, niciun apel nu rămâne nereturnat, pentru că Hristos, El este Cel care ne cheamă pe nume. Ce face Mântuitorul de vineri până duminica dimineață? Iată o întrebare plauzibilă. Ce înseamnă că El s-a pogorât până la cele mai de jos ale pământului, adică s-a pogorât la iad ca noi să putem să fim înălțați la cer? E bine, această coborâre sau pogorâre indică natura iubirii divine. Dragostea lui Dumnezeu este atot cuprinzătoare, este condescendentă, este vindecătoare și nici de cum chinuitoare. Dacă viețile noastre ar fi grădinărite de această iubire divină, dacă am renunțat la resentiment și la văicăreală, dacă am evadat din această isterie a patimilor care urlă și din haosul emoțiilor perpetu iraționale, dacă am putea fi ușor detașați de propriile noastre ambiții, atunci am începe să plămădim în casa noastră, în grădina noastră sufletească, un loc parfumat și luminos, o anticameră, până la urmă, a raiului despre care vorbește Scriptura. Sigur, cu o moarte suntem datori cu toții, dar ce fel de moarte? Cum dăm semnificație vieții prin îmbrățișarea morții în chip sacrificial, eventual ca Hristos însuși? În fiecare dimineață putem să ne spunem că lucrarea noastră este aceea de a amenaja un colț de rai sau, dimpotrivă, în fiecare dimineață putem ignora această chemare, acest apel transcendent făcut de însuși Mântuitorul. Din punctul meu de vedere, astăzi, da, ne-am extins confortul, ne-am lărgit spațiul vital, noi ca indivizi prosperi, dar tot o vilă fără Dumnezeu este vila din care au pierit rugăciunile și un asemenea spațiu pentru mine nu e decât un coteț. Sigur, milioane de români încă mai trăiesc la bloc și nu mai au parte de tihna rugăciunii țăranului tradițional care se conecta la ritmurile naturii. Și cu toate astea, chiar și la bloc, avem acces
la textul Scripturii, avem acces la muzica bisericească, avem acces la cerul deschis și la o creație înfloritoare. Avem acces la arta pe care cu siguranță o gustați și o contemplați rulând în spatele meu. Suntem așadar dinpreună cu femeile mironosițe într-un moment important, la crăpatul zorilor, suntem la începutul unei noi ordini, o ordine care anticipează sfârșitul, o ordine eschatologică. Diminețile trebuie să recunoaștem, pentru că totul s-a petrecut dimineața la 4, la 5. Diminețile, toate diminețile aduc o promisiune de aparte și un zvon de departe. După cum spunea marele teolog născut în Siria, Ioan Damaschinul, învierea Domnului este singura noutate radicală. În rest, nu-i așa, marele ecleziast avea dreptate, nimic nou sub soare. Doar învierea poate fi socotită noutate absolută în materie de evenimente și de surprize divine. Într-un sens profund, spuneam, nimeni, nici măcar intimii lui Hristos, n-ar fi bănuit posibilitatea acestei resurecții. Cei care l-au privit pe Hristos bătut în drumul său către Golgota n-au anticipat episodul mormântului gol. În timpul pătimirilor Mântuitorului, cu siguranță apostolii n-ar fi putut să rostească, ca noi astăzi, în biserică, acel final de crez, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Erau cu toții deznădăjduiți, demoralizați. Și cu toate astea vine o nouă zi, ziua cea din tâia săptămânii, duminica, când evanghelistul Matei, la capitolul 28, precizează, au venit la mormânt, cine? Maria Magdalena și cealaltă Marie, ca să vadă ce? Să vadă mormântul gol, deși ele inițial se pregăteau să vadă trupul care trebuia, nu-i așa, uns cu aceste alifii, cu aceste miresme, cu aceste uleiuri esențiale în limbajul modern. Și iată, s-a făcut cutremur mare, căci îngerul Domnului, coborând din cer și venind, a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea îngerului era albă ca zăpada, era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți, iar îngerul, răspunzând femeilor, a zis: nu vă temeți, căci știu că pe Iisus cel răstignit, pe acela îl căutați. Și iată că îngerul apare într-o tălmăcire pe care am făcut-o în volumul Geneză și Înviere, atât la nașterea pruncului, cât și la învierea Mântuitorului. Îngerul este prezent și este îmbrăcat cu aceste haine curate, precum isopul, veșminte curate precum un cireș alb neatins de păcat. Este o simbolistică baptismală pe care o descoperim în relatările despre botezul unor sfinți în primele veacuri, care sigur că primeau din partea nașului o haină albă. I s-a întâmplat și lui Augustin din Hipona, care s-a botezat într-o împrejurare în care marele Ambrozie i-a zâmbit și a oferit această haină curată. Să mai remarcăm și faptul că în spitalele din România, infirmierele, și una dintre cele mai mari infirmiere a fost și Regina Maria, poartă același veșmânt, de altfel specific și unor patriari ai Ortodoxiei răsăritene. Avem deci o simbolistică aparte, avem apoi un rol central pe care îl detectăm în prezența femeilor la mormânt. Există și o absență apăsătoare, dar și o prezență copleșitoare. De ce femeile? În mod ciudat, și aici vedem elementul contracultural al creștinismului, pentru romani, pentru cei din vechime, pentru greci deopotrivă, ca să nu mai menționăm aici persanii sau alte civilizații, femeile nu aveau dreptul să aducă mărturie. De aici formula testimoniu, care se putea aplica doar bărbaților. În legea romană știm foarte bine că mărturia unei femei nu valora mai mult decât mărturia unui câine. Lumea veche deci avea prejudecăți față de femeia reprezentantă a sexului slab. Și poate că elemente de misoginism s-au mai păstrat și în alte texte ale creștinismului, dar e limpede, Evanghelia
răstoarnă perspectiva și ne eliberează pe noi înșine de aceste prejudecăți, pentru că Dumnezeu își trimite mesagerul, îngerul, pentru a vorbi chiar cu aceste femei care se pare că au o demnitate teologică, spirituală, superioară apostolilor care s-au lepădat de Hristos. Iisus plasează noutatea învierii în brațele mironosițelor. În loc să încredințeze această veste unor bărbați care s-au temut, precum Petru, sau care l-au trădat, precum Iuda, Iscarioteanul, Iisus dăruiește statutul de martor al învierii unor femei precum odinioară Elisabeta sau Maria, care au fost prezente la începutul acestei misiuni cristice. Femeile sunt purtătoare de mir, dar sunt și purtătoare de mesaj. Ele nu lipsesc nici mai târziu, dacă privim spre concertul acesta de voci înălțătoare ale universalismului creștin, cu siguranță putem să remarcăm prezența unor figuri precum Hildegard von Bingen, o figură a misticii renane, Julian of Norwich, Ecaterina din Siena, dar și Kinga Ungariei, fiica regelui Bela al IV-lea, cunoscut ca prieten, o vreme cel puțin, a lui Ștefan Vancea din Maramureș, foarte probabil originar din localitatea Uncești. Aceste femei au știut să caute toate virtuțile de care bărbații erau și ei răspunzători. A existat o egalitate pe care biserica a conferit-o foarte devreme, atât mărturiei feminine cât și mărturiei masculine atunci când vine vorba de teologie și de lucrurile spirituale. Am putea de asemenea, dragi prieteni, să medităm într-un context atât de special asupra Mariei, Maria care l-a privit pe fiul ei pe cruce și care l-a luat pe Ioan ca fiu adoptiv, Miriam, cea care s-a întâlnit cu îngerul Gabriel la Buna Vestire. Am putea vorbi și despre ce rol a jucat Elisabeta, mama botezătorului Ioan, care a simțit în mod nemijlocit divinitatea lui Hristos, astăzi contestată de profesorii de teologie sau filozofie ai apusului. Am putea vorbi și despre faptul că există o simetrie între veșmintele cu care pruncul Iisus a fost îmbrăcat la naștere, imediat după naștere, și veșmintele giulgiul acesta în care el a fost îmbrăcat imediat după moarte. Ce frumoasă simetrie, chiar și din punct de vedere estetic. În sfârșit, spuneam, această miraculoasă înviere ne prezintă întâlnirea dintre Maria Magdalena și înger. Vom vorbi îndată despre Maria Magdalena, dar să spunem că acești îngeri, doamnelor și domnilor, nu erau nici pe departe niște copilași bucălați sau rozalii, așa cum îi prezintă imaginația renascentistă sau barocă a unor europeni cultivați. Îngerii nu sunt acei putii despre care vorbesc italienii, nu. În sens iudaic, în sens biblic, îngerii sunt niște mari apariții înfricoșătoare. Rilke știa acest lucru. Sunt niște arături de 2-3 metri și ele cu adevărat te copleșesc. Sunt impozanți și când te întâlnești cu îngerul, evident, nu ai cum decât să reacționezi. Te sperii și pe bună dreptate faci un pas înapoi. Dar îngerul imediat aduce mesajul păcii. Nu vă temeți. Cu alte cuvinte, nu reacționați animalic, nu reacționați la nivel visceral. Dacă vrem să înțelegem mai multe despre angelologie, despre ce rol au jucat îngerii de-a lungul întregii istorii sau economii a mântuirii neamului omenesc, putem să vă recomandăm fără ezitare aici, la discuția noastră, și volumul profesorului Andrei Pleșu despre îngeri, care sublinează foarte bine funcția mediatoare, spuneam, a acestor mesageri în toate cosmologiile antice. Accesul la Dumnezeu nu este imediat, pentru că imediatețea are riscurile sale. E nevoie de un înger, fie pedagog, fie de un înger muzician, fie de un înger tămăduitor, fie de un înger păzitor. Îngerii populează cerul anticilor, al oamenilor din societățile tradiționale, și în felul acesta ei citesc semnele de pe cer. Dar mesajul este la fel de important ca și prezența în sine. Mesajul, spuneam, e unul de liniștire. Nu vă temeți, sau am putea traduce bucurați-vă, pentru că
Apostolul va prelua acest mesaj și îl va duce mai departe. Știm foarte bine creștinilor din Tesalonic care se temeau de propriul lor sfârșit, de sfârșitul lumii chiar, de sfârșitul, până la urmă, unui ev. Acestora le spune, bucurați-vă pururea în Domnul, desigur. Cu alte cuvinte, creștinismul de la început se instalează ca o practică cotidiană a optimismului. Am spus pe vremuri, optimismul ca formă de politețe și binețe dată celuilalt. Nu poți să te lași copleșit de deznădejde care e aducătoare de moarte. Să recunoaștem că acești creștini au practicat optimismul în vremuri cumplite. Nu era simplu să fii contemporan cu Nero și nici cu Dioclețian și nici cu Decius, care a persecutat chiar și pe aici, prin Dobrogea, oameni nevinovați, mărturisitori a Evangheliei lui Iisus Hristos. Nu era simplu să practici, deci, bucuria atunci când era înconjurat de haos și de violență. Cu toate astea, creștinismul a dictat mereu o atitudine curajoasă, stoică și absolut inflexibilă în fața amenințărilor venite din afară. Creștinii continuă și astăzi să fie foarte, foarte curajoși în Africa, în Asia, în numeroase țări unde se pare că fie un guvern, fie o cultură dominantă interzice misionarismul, e cazul și al Chinei. În aceste lumi foarte îndepărtate de România, creștinismul continuă să reziste prin acest optimism evanghelic. Nu vă temeți așadar, nu deznădăjduiți, bucurați-vă pururea, pace vouă. Acestea sunt cuvintele care, sigur, resetează, am putea spune, dispoziția afectivă a celor care fuseseră cu siguranță îngroziți de posibilitatea ca, prin asociere cu Iisus, să fie și ei condamnați la moarte. Este încurajarea pe care am primit-o și noi în spațiul est-european de la Papa Ioan Paul al II-lea, cel care a spus, nu vă temeți. Cui? Polonezilor, în primul rând, pentru că erau de-ai lui, polonezilor care l-au întâmpinat cu milioanele în Varșovia în anul 1979 ca pelerin spre Iasna Gora în data de 2 iunie în 1979, aveam și eu un an, el, Papa Ioan Paul al II-lea, le-a spus tuturor celor care erau persecutați de regimul comunist, nu vă temeți. Să știți că e important acest mesaj și astăzi, când avem un alt război aproape de noi. Teama, să știți că paralizează, frica chiar dezumanizează, anxietatea tulbură capacitatea omului de a fi lucid și chiar îi blochează drumul spre rugăciune și, bineînțeles, spre iubire. În general, frica alungă dragostea. Și noi care am cunoscut frica aceasta colectivă și viscerală și care am regustat, din păcate, din aceeași evanghelie mincinoasă a temerii în perioada COVID, noi știm că e bine să ne păzim de agenții fricii și e bine să apărăm întotdeauna atât libertatea cât și credința. Astăzi, din păcate, sunt profesori, sunt propagandiști, sunt ideologi care revin în spațiul universitar, de pildă nord-american și nu numai, chiar și cel european, cu aceste mecanisme de control și de amenințare, de cenzură. Nu-i așa? Ești amenințat cu poate un proces în instanță, cu desfacerea contractului de muncă, doar pentru că ai pronunțat un cuvânt, eventual un pronume al unor persoane de un sex sau altul, de orientare sau alta, mai știu eu cum. Gândiți-vă că tot ce vă spun este perfect adevărat din punct de vedere istoric. Deja am consemnat, nu-i așa, în ultimii ani, asemenea abuzuri, cum ar fi cel la adresa președintelui sau fostului președinte, acum emerit, cred, al Universității din Harvard, Lawrence Summers, care a spus ceva banal, anume că băieții la Universitatea Harvard sunt mai atrași de matematică decât fetele. Ce a urmat? E bine, un măcel, pur și simplu un întreg, să spunem, proiect de anihilare și de marginalizare a acestui mare dascăl a fost lansat de către reprezentanții corectitudinii politice, l-au acuzat de orice, de rasism, de prejudecăți și nu și-a mai permis acest om să mai aibă o carieră publică ca înainte. Rezultatul este unul evident, frica nu ne mai permite nici măcar să facem o glumă, iar pentru o glumă știm foarte bine, Alexander Solzhenitsyn a mers chiar la închisoare. Așadar, trebuie să fim liberi, trebuie să fim netemători, trebuie să fim veseli
și nici de cum morminte văruite ale corectitudinii de orice fel, iar această bucurie poate să contamineze o lume întreagă. E greu să fii posomorât și să fii creștin, din punctul meu de vedere. Este greu să spui că ai primit vreo veste bună când fața ta e tot timpul apăsată de griji. Este greu să spui că ești creștin dacă te îndoiești de puterea lui Dumnezeu de a face minuni sau de a interveni chiar și în cele mai odioase circumstanțe. Niciodată nu avem voie să ne pierdem speranța, niciodată nu putem să renunțăm la promisiunea care ni s-a făcut. De altfel, Avram, părintele credinței, a sperat, nu, și a crezut mai mult împotriva oricărei nădejdi naturale. El a crezut că poate fi tată, deși vârsta lui era înaintată. Atunci când planurile omenești se spulberă, apare saltul dincolo de aparențe prin credință. Și un asemenea salt a făcut în perioada comunistă, fără să-l vadă nimeni, evident, scriitorul Nicolae Steinhardt, care, știm foarte bine, a scris și Jurnalul Fericirii, unde altundeva, dacă nu, în mintea lui, în inima lui, mai întâi încercată de suferințele din temniță. Încarcerat la Jilava, el spunea următoarele, citez: în celula 34, bucuria, izvorâtă din aristocrație, din poezii și sfidare, dar și durerea, că își domnește un fric cumplit, mâncarea e cu totul pe spongi, apa continuă să fie viermănoasă, încăperea este apăsătoare, ca într-un film de groază, într-o asemenea celulă, spunea Nicolae Steinhardt, în care mulți caralii, reprezentanți ai securității, vin și dau ghionturi pe sub fălci sau pumni în cap deținuților, într-o asemenea lume nebună, încă fericirea mai era posibilă. Steinhardt îi spune fericirea extatică și înălțătoare a credinței. Când vaca mănâncă iarba, când iarba se preface în carne de vacă, ai parcă o înțelegere naturală a lucrurilor. Dar iată că în cazul celor credincioși, suferința biologică, fizică, permite asimilarea unei stări spirituale de euforie. Da, spunea Steinhardt, ne pătrunde parcă pe toți bucuria senzațională de după împărtășirea cu pâinele și cu pâinea, iertați-mă, și cu vinul, cu mult curatul trup și prea scumpul sânge al Mântuitorului nostru. Așadar, iubirea și credința și, bineînțeles, bucuria transfigurează experiența realității. Dar se pare că toate aceste lucruri nu ne-au ajuns nouă astăzi, plecând de la mărturia apostolilor, fiindcă mari absenți din toată scena aceasta a învierii Domnului sunt chiar, spuneam, ucenicii, bărbații mai precis. Poate că șocați de tratamentul aplicat de Imperiul Roman învățătorului lor, cel pașnic, Iisus. Poate că nedumeriți de ce li s-ar putea întâmpla chiar lor, apostolii s-au risipit, pur și simplu au fugit după răstignire. Și percepția lor cu siguranță era amestecată. De ce? Fiindcă auziseră de posibile repercusiuni pe care le pregăteau diferiți reprezentanți ai puterii religioase și ai puterii politice a vremii. Ucenicii erau, la urma urmei, și ei niște oameni, erau destul de atinși de strigătele, de zgomotele, de urletele mulțimii care l-a preferat pe Barabas în locul lui Iisus. Și sigur că putem să fim noi înșine dezamăgiți de comportamentul acestor apostoli, dar ne-am putea întreba unde am fi fost noi în locul lor. Este foarte ușor ca o misiune să fie oprită cu brutalitate și să nu uităm, Imperiul Roman era chiar expert în materie de intervenții dure în diferite provincii unde apăreau răzmerițe. Liderul, deci, se pare că a eșuat, și-au spus ei, fiindcă era deja pe cruce Mântuitorul, nu-i așa? Și acolo unde liderul eșuează, bineînțeles, turma se risipește. Dezamăgirea era foarte ușor de gustat în acele clipe. Să ne gândim că au fost după aceea și alte mișcări mesianice care au fost înăbușite de către romani. E foarte interesant că cei care au urmat zeloții au părăsit crezul lor mesianic, în timp ce cei care l-au urmat pe Iisus și-au continuat propovăduirea. Da, poate că știți, a existat un personaj precum Bar Kokhba, care a condus o revoltă câteva decenii după uciderea lui Iisus împotriva romanilor, și cu toate acestea, deși Bar Kokhba, în mod justificat, pe baza
monoteismului veterotestamentar contesta politeismul roman și, bineînțeles, cultul cezarului, această mișcare mesianică a lui Bar Kokhba, spuneam, a ajuns foarte repede să fie anihilată. Romanii n-au putut face același lucru cu mișcarea creștinilor, a lui Petru, a lui Pavel, a celorlalți apostoli care și-au revenit în fire și care chiar au gustat din daruri suprafirești, din darurile Duhului. Prin urmare, trebuie să știm că în evoluția aceasta spirituală a oricărei persoane, inclusiv a apostolilor, poate să existe suișuri sau coborâșuri și că prezența sabiei în teaca lui Petru indica o anumită disponibilitate a unor apostoli, cel puțin pentru confruntarea militară, pentru confruntarea directă, pentru confruntarea brutală, cot la cot, ca să spunem așa, spune la un moment dat unul dintre apostoli: haideți să mergem și să murim împreună cu el. Probabil că luau în calcul o ambuscadă, un conflict final, un Armagedon probabil imaginat ca fiind inevitabil, mai ales atunci când ei și-au dorit, înainte de toate, o mântuire în sens politic. Așadar, apostolii s-au lăsat contaminați de gândurile mulțimilor care vedeau în Hristos doar aparența și nici de cum esența, rațiunea asta slăbită de frică, gândirea lor slabă, spuneam, debilă, a reușit să îi deturneze. Locuitorii Ierusalimului chiar își doreau, deci nu doar o mână de apostoli, ca Hristos să fie mai degrabă un profet, un învățător, un taumaturg și un lider militar. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, știm foarte bine, pentru că auzise că el a făcut minunea, spunea evanghelistul Ioan la capitolul 12, versetul 18. Deci nu doar, spuneam, apostolii, ci și iarăși oamenii simpli care l-au primit ca pe fiul lui David cu cântări și osanale, și aceștia ratau înțelesul adevărat al jertfei lui Hristos și ar fi dorit ca el să fie pur și simplu un nou David și cam atât. E bine, Hristos n-a vrut să fie un nou David, adică să fie un lider local sau un lider național. El a vizat universalitatea și pentru asta merită să discutăm mai des despre adevărata misiune și natură a lui Iisus Hristos. E bine, cu o săptămână înainte, dacă tot am pomenit acest episod, Hristos îl înviază pe Lazar și de față cu cele două surori, Marta și Maria, pregătește intrarea în Ierusalim, știind care de împlinit acolo o profeție, profeția lui Zaharia, cel care a vorbit despre prezența unui mântuitor pe o asină, pe un măgăruș. El nu intră în mod interesant, nu intră călare pe un armăsar arab, nu intră pur și simplu pentru a anunța confruntarea finală cu autoritățile romane, pentru a pregăti acel Armagedon. El nu intră ca David, care a cucerit Ierusalimul cu forța unui conducător de oști. El nu intră ca unul care l-a înfruntat pe Goliat în sens fizic, ci el intră călare, cum spuneam, pe un asin, ca un om și Dumnezeu deopotrivă, care pune în discuție adevărata autoritate sau sursă a puterii. El este lipsit de fastul lumii obișnuite, el are un portret foarte diferit de ceilalți regi, care sigur că au mai trecut pe acest pământ și care au dezamăgit în egală măsură ca cei din vechime. Darul pe care Hristos ni-l oferă este darul înfierii. El ne face pe noi fii și fiice ale celui preanalt. Și lucrul acesta este esențial. Și fără această înfiere nu există biserică universală, nu există trup al lui Hristos. Evident, cei care au înțeles teologic vorbind această taină au fost oameni precum Pavel sau Barnaba sau Timotei sau doctorul Luca, cei angajați în construcția acestor comunități de iubire în care ierarhiile politice de odinioară nu aveau niciun sens. De altfel, Iisus, înainte de a muri și de a învia, ne-a lăsat și un mesaj foarte important, filozofic vorbind. Nu vă mai spun vouă slugi, pentru că sluga nu știe ce face stăpânul, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am făcut vouă cunoscute. Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unii pe alții. Iată, el apare, deci, ca un împărat al unui regat al iubirii universale, ceea ce este foarte ușor de spus și foarte greu de împlinit. Dar, foarte interesant, nu doar momentul învierii în sine
cu femeile mironosițe, cu bărbații absenți, cu îngerul îmbrăcat în haine albe, merită comentat, ci și episodul acela enigmatic, drumul către Emmaus, al lui Luca poate și al lui Cleopa. După aceea s-a arătat, ni se spune în Evanghelie, s-a arătat Iisus în alt chip la doi dintre ei, care mergeau la o țarină și aceia, mergând, au vestit celorlalți, presupunem aici că e vorba despre ceilalți apostoli, dar nici pe ei nu i-au crezut. La urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, li s-a arătat lor. Cu alte cuvinte, Hristos face mai multe eforturi, face mai multe încercări de a aduce în fața apostolilor săi proba irefutabilă a învierii și, sigur, sunt folosite în acest sens femeile mironosițe, apoi, bineînțeles, înainte de asta chiar îngerul, apoi, spuneam, doi dintre ucenici, cei care merg în drum spre Emmaus, pentru că la final el să se arate și Toma să refuze să creadă chiar și în fața evidenței supreme, cerând să pună degetul în rană. Ce înseamnă deci să crezi, apropo de acest episod, ne putem întreba? Noi punem în lumea modernă un semn de opoziție între credință pe de-o parte și rațiunea iscoditoare pe de-altă parte, uitând că organul de cunoaștere a lui Dumnezeu în tradiția biblică este inima. E bine, ce te face să crezi? Există în mărturia Vechiului și a Noului Testament o discuție întreagă despre elasticitatea spirituală, evident, a acestei inimi, care este organ de cunoaștere a lucrurilor nevăzute. Nu mintea rece, discursivă, nu o abordare analitică cu care noi ne-am obișnuit și care obiectivează, nu aceasta ne va face atenți la cele sfinte. Cred că nu o expertiză în domeniul astronomiei, al neurochirurgiei sau al tehnologiei blockchain, nu acestea ne duc mai aproape de Dumnezeu, deși ele nu au în sine absolut nicio vinovăție. Evident, toate sunt bune și toate sunt de folos dacă scopul atins prin ele este unul nobil. Credința însă e într-o altă sferă importantă, în sfera relațiilor pe care noi le construim. Și de aceea e bine să facem un pas înapoi în raport cu epistemologia modernă, seculară. E bine să recunoaștem că pentru a înțelege credința trebuie să vorbești mai mult cu cei care chiar cred. E bine să ai o comunicare, un dialog cu cei care în viața lor au înregistrat zeci, sute, mii, poate zeci de mii de ore de rugăciune către Dumnezeu și abia atunci vei înțelege tainele credinței. Se pare că unii au stat lângă Hristos 3 ani și au ratat taina lui, taina fiului, așa cum a făcut-o chiar Iuda și nu doar el. Să ne gândim că astăzi noi creștinii, mulți dintre noi creștini ortodoxi prin moștenirea primită de la părinți, putem să avem un soi de aroganță, un soi de predispoziție condescendentă în raport cu cei din jurul nostru. Și asta mi se pare a fi capcana patrimonialismului spiritual, de care au suferit și reprezentanții poporului ales înainte. Există un fel de teologie muzeală, ne lăudăm cu cele pe care alții le-au făcut înaintea noastră, contabilizăm meritele înaintașilor, transformăm acest trecut glorios într-un nim de glorie pentru noi înșine, ca și când am avea un merit. Dar tu, om adult, trăind astăzi, în secolul 21, nu cred că te poți hrăni doar din poveștile, oricât de eroice ar fi ele, ale înaintașilor. E nevoie de acțiune în timpul prezent, inspirată, evident, de credință. Nu e suficientă amintirea, e nevoie și de asumare, e nevoie și de așteptare, desigur. Ca să nu transformăm tradiția în tradiționalism sau credința în fideism, trebuie să fim atenți la nuanțe, trebuie să fim foarte, foarte grijulii pentru a nu deveni noi înșine niște roboți, niște ființe perfect ritualizate, dar lipsite de sensibilitate și mai ales de un dramatism real al luptei pentru adevăr, un dramatism al omului lăuntric, bine cunoscut din toate textele patristice, filocalice, care ne sunt și astăzi la dispoziție. Simțirea duhovnicească este foarte importantă, înțeleg eu din toată această relatare. Simțirea pe care femeile au avut-o, pentru că la ele inima era mai importantă decât mintea, simțirea aceasta care este la antipoz cu ce? Cu starea de pietrificare, cu starea aceasta de
până la urmă, blocaj lăuntric, cu starea de nesimțire. A fi nesimțitor, cu alte cuvinte, este un păcat. A fi sensibil, precum Maria Magdalena, precum celelalte femei, e un lucru esențial și biruitor. Trebuie să căutăm, deci, locul inimii despre care povestea și poetul și doctorul Vasile Voiculescu. Cum? Prin atenție, prin rugăciune, prin meditație și atenție mai mult față de cele care, deși neînțelese, pot să te atingă, cum este cazul potirului despre care vorbea și Steinhardt și probabil că în rana oricărui aproape al nostru, în rana plină de sânge a vecinilor noștri, putem să le identificăm tot pe Hristos. Mântuitorul este deci prezent în scripturi, este prezent în natură, este prezent și în grădina Ghețimanii pentru a face această operă de restaurare a omului posibilă. Adam a căzut, prin neascultare el ascultă de glasul Tatălui, el a plâns Hristos cu lacrimi de sânge, anticipând astfel jertfa de pe cruce, dar noi nu mai înțelegem astăzi rostul plânsului și nici al grădinii. Noi am fost chemați spre a transforma acest pământ netocmit și gol într-o grădină, dar deși abisul este diform și amorf, lipsit de culoare și lipsit de lumină, noi suntem în continuare atrași de iad și mai puțin de rai. De aceea, doamnelor și domnilor, e bine să redeschidem cu siguranță în fiecare zi, în fiecare săptămână, dar măcar o dată măcar pe an, dacă nu putem mai des, Scripturile Sfinte pentru a vedea ce ne dorim noi cu adevărat. Noi ca ființe muritoare ne dorim cu adevărat viața, ne dorim cu adevărat fericirea, ne dorim cu adevărat grădina aceea pe care Adam și pe care Eva au pierdut-o. Contemporanii lui Iisus spuneam că își doreau foarte puțin. S-ar fi mulțumit, ca să repetăm ideea deja expusă, ca un Mesia pur lumesc să-i răzbune. Și de aceea au spus Osana, grăbiți, au spus Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, socotind ca evrei persecutați de romani că un Dumnezeu războinic ar putea să se revanșeze, nu-i așa? Și astăzi noi dorim un Dumnezeu minor, cred, un Dumnezeu instalator, care din când în când poate să mai apară undeva la colțul, la periferia vieții noastre personale, ca să rezolve o problemă tehnică, strict exterioară, să ne rezolve problema unui job, să ne rezolve o problemă sentimentală, dar în niciun caz nu vrem un Dumnezeu care să pună în discuție temelia vieții noastre. De aceea povestea învierii, doamnelor, domnilor, este o poveste extraordinară care ne spune că bunul nostru creator privește spre fiecare om ca spre o piesă unicat, greu de înlocuit, imposibil de înlocuit. Și această dimensiune unică a persoanei se revelează mai ales în întâlnirea lui Iisus cu aceste femei. Să nu uităm că totuși Creatorul este interesat mai mult de relație decât de religia în sine. Religia în sine n-a fost suficientă pentru a mântui vreunul dintre reprezentanții iudaismului târziu. Ceea ce contează este atingerea harului, ceea ce contează este deschiderea inimii, iar exclusivismul ideologic sau religios nu e chiar mesajul lui Iisus. El a vorbit și samaritenilor, care erau eretici prin excelență, a vorbit și sutașului roman sau păgân, a fost adorat de către magii Persiei, cu alte cuvinte, el chiar a avut universalitate în prezență și în mesaj. Nu știm unde nu este Duhul Sfânt, știm unde este prezent, acolo unde viețile transformate ale celor care s-au întâlnit cu Hristos contaminează cu bucurie și cu o stare de fericire toți semenii. E foarte important să spunem că, indiferent de cei care ne urmăresc dintr-un context ortodox, catolic sau protestant sau neoprotestant, indiferent de unde ne privesc cei care ne ascultă, toți se regăsesc într-un text biblic care este o moștenire a creștinismului universal care vine spre noi de 2000 de ani aproape fără sincopă. Ei bine, când privim spre text, când privim spre
cuvântul lui Dumnezeu, ce descoperim? Privirea celui pe care nu-l poți uita, acesta este Iisus, a cărui curăție și blândețe îmbrățișează mai departe milioane de oameni. Lumea întreagă, oameni educați și mai puțin educați, făpturi sofisticate, dar și inși deloc mincinoși, cu siguranță Hristos este capabil să îi îmbrățișeze pe toți și chiar și cei care îl privesc sceptic sau sardonic au ceva de învățat din această lecție a iubirii necondiționate. Sigur că am putea recunoaște, dacă tot vorbim despre înviere, caracterul special al emoției feminine pe care Correggio, de pildă, unul dintre marii pictori ai Europei, le-a surprins. El cere însă acest Iisus, care se întâlnește cu Maria Magdalena, ca noi toți să ne transfigurăm simțirile, să le spiritualizăm. Dorința de posesie pe care uneori o resimțim este o dorință păcătoasă, vinovată și prost orientată. Iubirea trebuie să fie orientată, spuneam, către transcendent și probabil niciodată către lucrurile imanente. De aceea Apostolul Pavel avertizează că iubirea de arginț, de pildă, care iubirea exprimată față de niște obiecte, e pricina tuturor răutăților. Arginții lui Iuda au fost cu adevărat periculoși pentru biografia Iscarioteanului. E bine, nu poți să ai parte de reciprocitate atunci când atingi banii, ei nu te pot iubi la loc, dimpotrivă, ei te pot poseda. În schimb, atunci când privești spre un om al lui Dumnezeu, poți să simți răspunsul său instantaneu. Și femeile au căutat această iubire, suntem siguri de asta. Au căutat o iubire necondiționată, o iubire pe care, cu siguranță, ele au și primit-o din partea lui Iisus, din partea Mântuitorului. Este iubirea pe care astăzi foarte puțini dintre noi mai știm să o dăm. Sigur că toate aceste întâmplări, petrecute într-un weekend, am zice noi, nu? Așa se spune astăzi în Occident. Un bon weekend prolongé, spun francezii, dacă nu mă înșel. E bine, toate aceste întâmplări trebuie să ne amintească și de importanța odihnei, a șabatului. Adevărata odihnă vine atunci doar când iubești și când ai viață și cred că e bine ca în fiecare duminică să știm că sărbătorim învierea lui Hristos. De aceea duminica este centrală pentru creștinism. Trăim vremuri în care însă Occidentul pare să se fi instalat într-o stare de răceală metafizică. Asta nu înseamnă că în Rusia sau că în China e mai bine, dimpotrivă. În general, lumea este tot mai indiferentă față de realitățile spirituale. Avem de-a face cu un materialism dialectic într-o parte, cu un materialism consumerist într-o altă parte a lumii. Cert este că suntem tot mai mult protagoniștii unei noi epoci și trebuie să ne revenim în fire. Cum am putea să ne revenim în fire? Ei bine, prin apropierea de mesajul cristic originar. Am putea, cred, depăși orizontul ateismului care ne înconjoară, am putea să ne vindecăm de aceste dileme metafizice sau de neliniștile celor care ne propun alternativa la credință prin violență, am putea, de asemenea, să nu confundăm enunțul cu denunțul, așa cum în ultima vreme se cam tot întâmplă. Cred că trebuie să depășim propunerile acestor misionari ai nimicniciei și ai nimicului, care doresc cu orice preț să ne demonstreze că venim de nicăieri și că mergem spre nicăieri. Avem un logos răstignit și înviat, avem un logos care ne luminează calea, iar viețile noastre capătă un sens și acest sens se dovedește a fi esențial, mai ales când simțim perisabilitatea tuturor angajamentelor lumești. Rădăcina învierii noastre, doamnelor și domnilor, este mormântul gol, este această întâmplare petrecută cu noul Adam. Căderile noastre nu sunt definitive și dacă am gustat cândva din iad, putem să ne apropiem de rai, cum altfel decât prin acceptarea, primirea, îmbrățișarea iubirii care ni se dă de sus. Să cred, să nu cred, răspunsul nostru este același, Hristos a înviat.